Deja am trecut aproape un an jumate de cât sunt primar și vreau să vă spun că primăria Mirei special va atrage fonduri, mari fonduri. Parcul acel, parc balnear, sunt sigur că o să fie mulți oameni angajați acolo. Suntem prins într-un master plan cu canalizare pe toată comuna Mirei, în special stațiunea Muntorul. Urmând eu ca și comună, deja am realizat ca utilități apa, canalizarea și iluminatul electricul și chiar o să începi și cu canalizarea din 2016-2020. Începând cu anul 2019, primăvara anului 2019, vor începe canalizarea în toată comuna Mirei, Lipia, Mirei, Ogrăzile, Munteuru, Gura Sărății, Dealuvii, Izvorul Dulc. Sunt lucruri foarte greu. Cel mai mare problem în stațiune este parcările. Stațiunea Sărata Munteuru este singura stațiune din județul Buzău și care s-a dezvoltat foarte mult. Sărata Munteuru este una dintre satele din comuna Mirei care plătesc cel mai mult impozit la primărie, prin pensiunile respective. Comuna Mirei s-a dezvoltat foarte mult cu mulți investitori. Nu neapărat datorită stațiunii noi ca și comună rezistăm. Rezistăm și fără satul Munteuru. Dar dacă ăsta e un viitor Eminescu? Nu e, sigur nu e. Nu e mai anele, dar poate că e flamand. Cauza fiindcă majoritatea cetățenilor nu interesează pentru ca... Plus că în satul Munteuru sunt la ora actuală în jur de 840 de cetățeni cu drept cu buletine. Banii care vin de la București să vin direct pe stațiune, trebuie o locație pentru acel... primărie. Să fie câte mai puține comune și să fie cât mai mulți angajați, mai puțini angajați. Să fie rușine, magarule. Vă plătesc degeaba, mă aduceți în sapă de lemn. Cei de la Consiliu au avut un autocar desfăcut, dar noi vom avea un autobuz, un autocar de 50 de locuri.